Bun găsit, dragii mei! Acest clip este pentru voi, făcut cu mare drag. Vă trimit multă magie, recunoștință, pentru că sunteți aici alături pe canal. Și este dedicat lunii martie, mai exact mesaje pentru fiecare zodie în parte. Mesaje magice, mesaje divine, mesaje de la ghizii noștri, de la îngerii noștri. Și am aici două seturi de cărți, carduri, cum vrem să le spunem, pentru luna martie. În primul rând voi extrage cât un mesaj de la îngerași și mesaje divine, magice, cum vreți voi să le numiți, ghidare intuitivă. Prin aceste carduri MOV, aceste carduri foarte frumoase pe care le-am mai folosit. Și cumva am promis la un moment dat într-unul dintre clipurile zilnice, vă voi extrage și o poezioară, terapie, carduri de terapie. O scurtă poezioară, o frază care cu siguranță vă va aduce un răspuns și cu siguranță o să vă încânte. O să vă placă aceste mini poezii, cum se cheamă, carduri de terapie, poezie. Poezie, carduri de terapie, poezie, carduri de terapie și bineînțeles vom avea și aceste carduri. Voi extrage una cu una. Acestea o să le pun aici, că sunt mai micuțe lângă mine și voi extrage câte una, câte una. Ambele pentru fiecare zodie în parte. Deci un card de la îngeraș și un card cu poezie de terapie. Să o numim așa, să facem și noi o rimă. Păi, avem și noi talent? Avem. Ce să vă zic? Like, share, subscribe, abonați-vă. Toată luna ne vedem aici pe canal, ne vedem și la cabinet, ne vedem și la Flash Monden, la Prima TV, ne vedem și la canal de la știri. Dacă doriți să vă faceți o astrogramă personalizată și să primiți ghidare de la mine, îmi puteți scrie să vă las ofertele mele. Voi la rând pe rând fiecare zodie în parte, nu o să mai fac comentarii spre bucuria unora, nu o să mai comentez pentru că îmi doresc să fie un clip scurt, clar, la obiect, dar care să vă ajute și să vă ghideze. Ok, haide, ia să vedem, începem cu berbecul. Mesajul pentru berbec. Vezi doar iubire. În luna martie tot ce vedeți este doar iubire. Privește dincolo de aparentele greșeli și neînțelegeri și vezi doar iubirea din cealaltă persoană, inclusiv din propria persoană. Focalizarea numai pe iubirea care stă la baza oricărei situații aduce vindecarea pe căi nebănuite, nevisate. Ceea ce trebuie voi să vedeți să fie iubirea. Și tot pentru berbec avem și următorul mesaj. Să plâng când e de plâns, fără să țin în mine. Nu-i semn de slăbiciune, ci iubire de sine. Foarte frumos. Așa. Ia să vedem ce l-așteaptă pe Taur, care este mesajul magic pentru Tauri. Curățare și detoxifiere. Cu multă iubire și cu respect îți cerem să-ți detoxifici corpul prețios și sensibil. La cererea ta te vom ajuta să-ți dezvolți căi de afirmare a vieții pentru a face față stresului, pentru a reduce tristețea de a renunța la vechile căi. Lasă în seama noastră grijile și preocupările și simte grația minunată a corpului recent purificat. Taurilor li se transmite să aibă parte de curățare și detoxifiere fizică, mentală și, bineînțeles, sufletească. Haideți să vedem și poezia pentru Tauri. Îmi iau un moment aici și acum ca să văd cât mă consum. Cât de frumos! Dacă voi vă consumați foarte mult din toate prostioarele. Gemeni. Întreprinzători. Păi, gemenii sunt niște afaceri, niște vânzători, cei mai buni vânzători, cei mai buni intermediari, cei mai buni antreprenori. Munca pe cont propriu corespunde dispozițiilor și intențiilor tale. Lucrul pentru tine însuți îți permite cel mai bine să-ți urmezi intuiția și călăuzirea divină. Suntem colegii tăi de muncă și de echipă, fiind mereu alături de tine pentru a-ți asigura succesul sub toate aspectele. Deci, aveți încredere să munciți pe cont propriu, oricum voi sunteți niște norocoși, dacă nu curge pică și tot se întâmplă ceva, dar mai acționați și voi și o să se alinieze toate. Deci, sunteți mici afaceriști în luna martie. Mesajul, poezia de terapie pentru gemeni. Când mă uit în depărtare, văd un zid sau o cărare. Asta chiar e perfectă pentru voi, pentru că, da, deci e foarte tare. Când mă uit în depărtare, văd un zid sau o cărare. Tot dualitatea.
firea rea să fie numai dualitate. E important. Dacă nu e una, e alta. Foarte bun mesajul. Dacă vi le așezam și nu dăteau așa de frumos. Rac. Gândire pozitivă. În luna martie trebuie să gândiți pozitiv. Această situație poate fi vindecată blând și cu iubire, așa cum ai cerut. Însă e nevoie și de tăria ta și de buna credință a celorlalți oameni implicați. Vom sta în spatele tău atunci când spui adevărul, dându-ți tărie și călăuzindu-ți cuvintele. Deci gândire pozitivă pentru raci, haideți să vedem și poezia. Când simt că ceva nu-i bine, aleg să mă întorc la mine. Așa să faceți tot timpul, întorceți-vă în sufletul vostru și de acolo veți găsi toate răspunsurile. Nimic nu se pierde, totul se transformă, așa că mereu este o cale mai bună. Leu, joacă-te! Dragul nostru, e vremea să lași munca deoparte pentru o vreme. Nu te îngrijora, noi vom veghea asupra răspunderilor tale pentru încheierea muncii. Jocul, veselia și râsul îți vor ridica nivelul energetic, astfel încât vei reveni la muncă, având o perspectivă înnoită și o energie mai înaltă. Am și răgușit un pic. Da, dragii mei lei, jucați-vă. Voi oricum reprezentați copilul, joacă, entuziasmul, cheful de viață. Asta reprezentați voi în horoscop și aveți puterea de a-i molipsi și pe alții cu aceste energii și cu această atitudine. În luna martie dați-vă voie să vă jucați, că faceți voi și munca. Haideți să vedem și poezia pentru voi. Oamenii sunt încă frumoși dacă ai timp și curaj să-i descoși. Oricum voi sunteți cu frumusețea, așa că o să vedeți în jurul vostru mai oameni frumoși și nu uitați că oamenii pe care voi îi vedeți, oricum i-ați vedea, oamenii oglindesc ceea ce se află în interiorul vostru. Nu uitați că ceea ce vedeți în ceilalți este ceea ce se află în interiorul vostru, oamenii oglindesc ce se află în voi. Fecioară. Aer proaspăt. Păi fecioara e cu verdeața, normal. Acum au ieșit salatele, numai salată, numai verdeață, numai ceapă verde, lobodă și alte de-astea. Minunat. Sau baby spanac. Stai să ne ducem așa către... Aoleu, ce am făcut? Am recuperat-o. Aer proaspăt. Corpul tău are nevoie de împrospătare cu aer oxigenat produs de iarbă, de copaci și de flori. Petrece mult timp afară, cât mai aproape de leagănul naturii mamă. Dă la o parte perdelele și deschide ferestrele pentru a te împrospăta pe tine și casă. Dacă veți merge către natură, către verdeață, vă veți simți foarte bine. Asta aveți nevoie, asta spune și mesajul și o să-mi dați dreptate cât de bine vă încarcă natura. Poezia pentru fecioare. Dacă eu nu-mi dau voie, cine să-mi dea voie? Că am crescut, iar acum sunt pe barba mea. Da. Voi puteți să vă dați voie sau să vă interziceți orice. Sunteți mari, sunteți adulți, sunteți vaccinați, dați-vă voie să vă distrați. Cred că am început să fac și o rime. Îmi descoperă abilitățile de poet, scriitor, balanță, focalizare asupra slujirii altora. Sufletul tău dorește doar să slujească plin de bucurie și să nuate într-un râu de fericire. Acest râu te hrănește permanent cu tot ce ai nevoie. Concentrează-ți toată puterea să rămâi în acest râu al dăruirii și al primirii, în orice situație și în tot ceea ce faci. Deci vă concentrați să-i slujiți pe alții, tocmai bine că asta e și misiunea voastră, deci minunat. Poezia pentru balanțe, balanțelor, să știți că voi aveți talent artistic, ar trebui să scrieți, să pictați, să desenați, să dansați. Cerâni râcâi, chiar dacă-s vindecate. Ce mai caut acolo, iertare sau dreptate? Da, cred că ar trebui să mă citesc o dată. Cerâni râcâi, chiar dacă-s vindecate. E o întrebare, deci cerâni râcâiți în interior, chiar dacă-s vindecate. Ce mai caut acolo? Iertare sau dreptate? Cred că ar trebui să mai căutați nimic la răni, să le lăsați acolo să prindă cojiță și să se vindece. Nu mai îți cârmați rănile. Nu mai, ca să nu mai zic altfel. Hai că ați înțeles voi.
Da, no, n-am prea înțeles poezia asta, să-mi spuneți voi. Sunt stinse comentariile. Lasă, nu mai spuneți, dai o seama ce doriți să-mi spuneți, sau poate mă gândesc până la finalul clipului și o să las comentariile deschise. Vedem. Da, interesant. Cumva, în felul următor pentru balanțe, lăsați rănile acolo să se vindece, că se vindecă. Puneți iubire peste rană și o să se vindece. Scorpion, progres neîntrerupt. Îți confirmăm progresul pe care l-ai făcut focalizându-te pe iubire în activitățile zilnice. Putem vedea clar contribuția ta la binele omenirii prin gândurile, sentimentele și faptele tale de iubire. Foarte frumos, aveți progres neîntrerupt, puneți iubire și sentimente de pace în tot ce faceți și progresul se observă. Poezia pentru scorpioni. Îmi iau inima în palme când simt că e speriată. O pun la ureche și o ascult încă o dată. Cât de frumos! Că voi sunteți cu temerile, cu fricile, cu astea. Ia ascultați-vă voi inima și o să vedeți voi câte răspunsuri o să vă aducă inimioara voastră. Foarte frumos, se potrivește perfect. Săgetător. Proiecte creatoare. Sufletul tău dorește să se exprime în moduri creatoare. Noi te călăuzim să-ți umpli viața de artă și de creativitate. Exprimarea creatoare te face să te simți plin de viață, de entuziasm și să-ți reaprinzi pasiunea de a trăi. Deci în martie să fiți cât mai creativi. Poezia pentru săgetător. Tot ce am ținut cu dinții prea tare mi-a arătat că din asta se moare. Da, învățați să renunțați la ceea ce nu vă este folositor, să eliberați, să tăiați atașamentele. Hai că acum urmează Capricornul. Copil. Îngrijește-i profund pe copii și ei sunt gata să răspundă iubirii tale. Toți copiii, inclusiv propriul copil interior, au nevoie de iubire, de afecțiune și de atenție. Noi îți putem curăța și deschide inima și îți putem aranja programul zilnic, astfel încât să poți acorda mai mult timp și mai multă energie copiilor care au nevoie de tine, dar și copilului interior. Foarte frumos! O să am atenție și eu către copilul meu interior. Și poezia pentru Capricorn. Când sunt o furtună, nu mi-e prea bine. Mă apasă pe umeri toți norii din mine. Ce frumos, pentru că eu în horoscopul maiaș sunt furtună. Uite, cel puțin mie mi se potrivește. Da, deci pe tot ce înseamnă mi se potrivește. Cel puțin mie mi se potrivește. Acum poate vouă nu, dar mie da. Foarte frumos. Când sunt o furtună, nu mi-e prea bine. Mă apasă pe umeri toți norii din mine. Trebuie să fim curcubeu, cu mii de culori. Da, frumos, e bine să fii și furtună totuși, că uitați-vă la mine cât de bine mi-e. Pentru că sunt, nu, eu sunt furtună în horoscopul maiaș. Acum, na, fiecare trebuie să vă calculați acolo. Nu mă ocup eu cu asta, dar sunt oameni pe care se ocupă și cu analiza horoscopului ăsta maiaș, energiilor de genul ăsta. Vărsător. Schimbare de direcție. Schimbările prin care treci acum sunt conduse divin de dorința ta nouă apărută de a-ți deschide inima către iubirea și călăuzirea noastră. Ești protejat acum și în viitor, deci urmează scalea către rezultatele fericite pe care le dorești. Deci schimbați-vă direcția. Poezia pentru voi. Oamenii mari uneori se complică. Nu o fac din adins, ci dintr-o frică. Cât de frumos! Pentru că uneori, dragi vărsători, vă complicați, singuri, singurei, pentru că aveți multe frici. Dar nu-i nimic, o să le eliberați voi. Pești. Nuntă. Iată-mă că se căsătoresc peștii, am și o prietenă pești care e posibil să mă cheme la nuntă. Căsătoria este unirea dintre două suflete legate prin iubire, prin respect și prin angajare reciprocă. Ea înseamnă o dorință de a aprofunda iubirea în timp. Ziua căsătoriei tale este un testament al încrederii întemeiate pe puterea iubirii. Insuflă mereu viață în această credință și în această iubire. Deci peștii se gândesc la căsătorie sau poate că, na, tu fiind luna voastră, poate sunteți ceruți în căsătorie.
Acum când am tras acum asta cu nunta, m-am gândit la prietena mea, zic, aolo, încă o nuntă în plus. Ce, acum mergem numai la nunți, mai ales că un an a fost pauză. Asta cu norocul, dacă avem noroc să avem parte de nunți în 2021, dar eu cred că mai spre 2022. Dar se vor strânge atunci mai multe. Haideți să vedem și care este poezia pentru pești. Uneori vreau să fac cu tine de toate, alteori vreau un veac de singurătate. Cât de bine se potrivește peștilor. Și o să mai extrag una. Deci îmi plac astea maxim, cred că o să le folosesc mereu. Și chiar am mulțumit domnului care le-a creat. Și domnului care le-a creat și faptului că le-am primit și sunt recunoscătoare că am primit acest cadou. Primesc cu bucurie și sunt recunoscătoare. Mesajul lunii. Fii ce este cu tine însuți. Deci asta trebuie să faceți cu toții pe lângă mesajul vostru personal pentru ascendent și zodie. Aveți și acest mesaj. Să fiți cinstiți cu voi. Vai, dar cât de frumos ar fi. Să fim cinstiți cu noi, să nu ne mai uităm în stânga, în dreapta, la ce fac alții. Privește în propria inimă și vei cunoaște adevărul situației. Este bine să admiți adevărul, deoarece el te va sprijini și călăuzi în parcurgerea multor schimbări necesare. Îndreaptă-te spre noi pentru curaj, tărie și puterea de a avea grijă de tine. Focalizează-te doar asupra adevăratelor dorințe și ele îți vor fi oferite pe aripi de îngeri. Foarte frumos mesajul lunii martie și poezia lunii martie, ia să vedem. Cred că iubirea nu pică din cer și că emoțional suntem un șantier. Corect. Da, hai că ne facem noi dita mai clădirea castelul de fapt. Dragii mei, să vă fie de folos, să vă bucurați de aceste mesaje. Nu vă puneți speranța în nimic, puneți-vă speranța în voi. Dar ca și o scurtă mică direcție, sper că aceste mesaje să vă arate așa, o să vă împline într-o direcție către autostrada inimii voastre. Să vă fie de folos și să aveți o lună magică.